Mai mulți romașcani domiciliați pe strada Gloriei sunt nemulțumiți de faptul că de aproximativ 2 luni molozul rezultat din lucrări de amenajare efectuate de firma constructoare contractată de primărie zace în fața blocului 6 pe strada menționată. Oamenii spun că mormanul de deșeuri ar fi fost și mai mare, dar că una din persoanele domiciliate în bloc ar fi plătit oameni să-l ridice și să igienizeze zona. Probleme cu mizeria în fața blocului, cu molozul ăsta, cu curățenie. Sunt niște resturi rezultate din construcții. S-au făcut anumite amenajări aici în zona? Aici, ce se vede, a fost mai mult, că am plătit eu de o cară de aici. Aici a fost un garaj. Da. Și toată mizeria ce s-a adunat din zonă de aici, aici s-a depozitat aici. O adus chiar într-o zi o basculă, s-a stufat aproape geamul doamna. Deci o adus și luau pământul de aici și îl puneau unde aveau nevoie, unde lucrau ei. Unii puneau un grădin ca să facă așa. Și acum 3 săptămâni sau o lună a fost domnul primar cu domnul city manager, cu toți de la primărie, cu toți de la parcări, deja, și mi-au promis că aici o să fac, începând de la copac până aici, 12 sau 14 parcări înclinate. O spus, stăm fără grijă, i-am spus, fermă-te, domn primar, aici sunt blocul 10, blocul 12, blocul 14, blocul 6, blocul 8, s-au făcut 5 parcări acolo și o parcări aici. Fiindcă astea blocurile sunt făcute după aceea și numai astea 2 au fost mai vechi. De cât timp e situația aceasta? Cred că o lună, știi. Da? 2 luni aveam. Ei, aproape 2 luni. Mizeria s-a adus de unde s-a adus. Ei unde au lucrat și au găsit mizeria, au venit cu excavatorul sau cu remorca aia. Bascula aici în mizeria. Am plătit 3 oameni, 3 băieți. Am plătit, mi-au cărat de aici, eu am o pensie de 8 milioane. Pensie de urmaș. Am rată pe lungul de 3 milioane, dar nu-i frumos, bre, ne-o omorât și trandaveri, ce frumos am avut acolo sub geam la balcon. S-a mai venit într-o zi cu cupa cu excavatorul, o pus acolo un morman de pământ și l-a tras înapoi cu cupa și l-a lăsat aici. O mai seamănă și iarbă dinainte pe zi. Acolo au făcut bordură ca să apa toată stă acolo când plouă de sus, stă toată apa acolo. Să faci o baltă acolo, n-ai pe unii trecii, să vină să niveleze frumos, nu mai sunt funduri, poate nu mai sunt funduri până în iulie, așa am înțeles, nu știu. Măcar să curețe. Să curețe locul, ca omul să vină și vor să-și pui o mașină, vor să fie curat la doamna în fața aici. Da, păi dacă stăm aici până în iulie, poate stăm până faci rectificare bugetară, cine știe, până în octombrie, nu? Aici când plouă, e mai rău ca la țară. Da, asta vreau, să vin să fac molozul să-l iei. Reprezentanții primăriei au transmis că vor emite un punct de vedere referitor la problemele semnalate de cetățenii care locuiesc în zona menționată.